Ora 8, suntem în continuare în regim de breaking news la Antena 3. Este carantină de gradul 0, doamnelor și domnilor, la Institutul Matei Balș, acolo unde a ajuns în urmă cu foarte puțin timp românul infectat cu virusul mortal, primul român. Autoritățile au luat măsuri speciale pentru a-l putea trata pe tânărul infectat și în același timp pentru a și proteja personalul medical implicat în această operațiune. Vine, 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 vine! Am zis că...